Autoritatea Electorală Permanentă se chinuie să returneze banii avansați de partidele politice în campanie electorală pentru alegerile locale din iunie 2016. De banii de la parlamentare nici vorbă să vină așa de curând. Acest lucru se va întâmpla undeva, se pare, în vara acestui an. Abia au venit banii din campania de la locale, dar și aceștia diminuați, pentru că la Puricat s-a constatat că PSD-ul nu a justificat corespunzător banii folosiți în cele câteva emisiuni televizate la care au apărut în roman. Da, deci la autoritatea de fapt depunerea pentru campanie a fost de 35.000 de lei. De candidat, nu? Fiecare candidat. Nu, asta am depus eu, nu știu ceilalți candidați și au depus, aveam voie să depunem până la nivel a 60 salarii minime. Într-adevăr, ținând cont că mai am o contribuție la campania electorală de vară de 6.500 de lei, contribuție care abia acum am primit-o înapoi de la autoritatea electorală, probabil că verificarea acestor acte e foarte greoaie, au fost multe probleme și contestații. Cred că suma depusă pentru campania electorală vom recupera undeva la mijlocul. Conform legii, Autoritatea Electorală Permanentă a luat la Puricat toate documentele trimise de formațiunile politice în conformitate cu legea de finanțare a partidelor politice când formațiunile avansează o sumă de bani provenită din donații sau din împrumuturi. După verificarea amănunțită a documentelor depuse, Autoritatea Electorală Permanentă restituie banii doar pentru documentele care trec de acest control riguros. Banii vin însă de la bugetul de stat și nu de la partide, care însă, din păcate, dispun de ei după bunul plac, dirijându-i doar către televiziunile de casă și nu după organizarea unei selecții de oferte.